Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să desfacem împreună un prăjitor de pâine de 1000 de wați cu 7 trepte de la Gorenie. Să nu pierdem timpul, haideți să vedem cum arată cutia. În primul rând, așa. Certificat de garanție, manual în mai multe limbi, printre care engleză și română, suport pentru pâine, deci aparatul din față, o tăviță pentru firmituri, este ușor, pus înapoi la loc, butonul pentru cele 7 trepte de prăjire, buton pentru prăjire, butonul pentru de congelare și butonul cancel de oprire. Panelul pentru prăjire pâine, care este, deci doar dacă îl băgăm în priză să rămână în poziția de jos. Acesta este un grilaj de încălzire. O să-l punem. În partea de jos al aparatului se poate regla să fie mai scurt cablul sau mai lung. Acum o să-l facem un cablu cât se poate de lung. Haideți să vi-l prezint și de jur împrejur. Cum arată? O să-l și băgăm în priză. Să-l alimentăm. Deci pentru prăjirea unei pâini, dacă doriți mai puțin rumenită să fie pâinea, o să fie una din trepțile de la 1 la 3, un 4 ar fi mediu, sau de la 5 la 7, mai tare prăjită pâinea. Noi o să lăsăm acum pentru pe poziția 1, pornim și îl pornim aparatul. Prăjitorul de pâine se poate opri oricând prin apăsarea butonului Cancel. Bineînțeles, tot timpul o pâine de casă se va prăji mai greu decât o franzelă moale. Prima punere în funcțiune se realizează într-o încăpere bine ventilată. Se pornește aparatul ca să se ardă eventuale mirosuri și depuneri. Trebuie de șters cu o cârpă udă aparatul. Designul este foarte frumos, după părerea mea. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pentru astăzi atât am fost.
Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le lăsați mai jos într-un coment. La revedere!